Doamne, pururea mă acoperă și mă apără și mă păzește de tot lucrul și cuvântul pierzător de suflet. Curățește-mă, spală-mă și mă îndreptează, înțelepțește-mă și mă luminează, arată-mă locaș numai al Duhului Tău și să nu mai fiu sălaș păcatului, ci Ție casă, prin primirea împărtășaniei, ca de foc să fugă de mine tot lucrul rău, toată patima. Rugători, aduc pentru mine pe toți sfinții, pe mai marii cetelor, celor fără de trup, pe înainte mergătorul Tău, pe înțelepții apostoli și cu aceștia și pe prea cinstita și prea curata Maica Ta, ale căror rugăciuni primește-le, milostive Hristoase al meu, și pe mine, slujitorul Tău, Fiu al Luminii, mă fă, că Tu însuți ești bunule, sfințirea și luminarea sufletelor noastre și Ție, după cuvință, ca unui Dumnezeu și Stăpân, toți slavă-ți înălțăm în toate zilele. Amin.